Asculți Eu Sunt la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt psihoterapeut Camelia Buligoanea și vă prezint emisiunea Eu Sunt la Radio Terra Nova. Această emisiune vă oferă resurse înțelegere, motivație, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitata acestei emisiuni este Elena Croitoru, psihoterapeut și psiholog clinician, iar tema de discuție este legată de infidelitatea în cuplu, de ce se întâmplă, cine e vinovat și ce este de făcut. Bine ai venit, dragă Elena, ca de obicei este o mare bucurie și plăcere să dialogăm pe teme atât de dragi nouă. Bună, Camelia, mă bucur să fiu aici și îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Infidelitatea este o temă complexă cu care ne întâlnim de multe ori în practica de cabinet. Cu siguranță o să atingem puncte importante, însă nu toate nu putem dezbate într-o singură emisiune. Cu siguranță o să ne mai întâlnim și cu alte ocazii. Hai să-i dăm drumul, să vedem despre ce este vorba. Așa cum ai spus și tu, infidelitatea în cuplu este un subiect foarte complex și nu putem atinge profunzimile lui în minutele care, pe care le avem la dispoziție. însă o să încerc să răspund la principalele întrebări pe care le auzim, cu care m-am întâlnit și eu în discuții, între prieteni, în cabinet. În primul rând, aș dori să menționez că o să tratez infidelitatea în contextul culturii noastre, pentru că există diferențe destul de mari atunci când ne mutăm în alte zone, în alte culturi. În alte culturi, acest termen nu există, este o normalitate, în alte părți este condamnată drastic, mai ales femeia, și atunci ea este trăită diferit, este acceptată sau nu social. Și este important să vorbim despre ceea ce trăim noi aici, pentru că altfel ne-am ne lungit foarte mult mm -hmm. și nu avem timpul disponibil. Da. De regulă, cuplurile pe care le întâlnesc, le întâlnesc în cabinet vin sau unul dintre parteneri, da, îl critică și spun că problema este la cel care a înșelat. Mm -hmm. Este, ne este dificil și nou la început să tratăm uh, relația dintre ei și să îi aducem la o înțelegere comună a faptului că ambii contribuie la ceea ce uh, a declanșat această infidelitate. Așa este. Uh, este foarte ușor să, să dai vina pe cineva. Dacă te uiți în Dex a înșela la, la definiții și fără o analiză profundă, tragi concluzia că cel care a înșelat este vinovat. Că a rupt legătura, a rupt promisiunile, siguranța cuplului și așa mai departe. Însă, dacă stăm și analizăm Profunzimea relației, ce se întâmplă în relație, cum contribuim noi la acea relație, de fapt, ajungem la o, înțelege mai, o înțelegere mai profundă, că ambii parteneri aduc ceva în cuplu sau nu aduc ceea ce au nevoie în cuplu. Și atunci e important să ne întrebăm de ce cel care a înșelat a făcut acest act, cum a ajuns, ce a nevoie a avut el ce nevoie a avut din cuplu de la partener sau ce se întâmplă uh, intrapsihic, ce se întâmplă cu el, cum problemele lui anterioare l-a determinat să apeleze la acest act. Și, de asemenea, să ne întrebăm de ce a ajuns o persoană să fie înșelată, care este istoricul ei de viață, cum a, în ghilimele, a facilitat, a permis ca celălalt să, să o sau să-l înșele, a contribuit la bunăstarea relației, pentru că e simplu, noi spunem, ne promitem iubire și așteptăm să ne iubim toată viața. Adevărul este că, pe termen lung, relația presupune muncă presupune un act de voință, presupune uh, o alegere a iubi partenerul. Să-i arăți că îl iubești în felul lui de a înțelege. Nu cum crezi tu care el nevoie, să-l faci să îi să îndeplinească nevoile așa cum și tu ai nevoie să te simți văzut, important, auzit și celălalt are nevoie. Și atunci tu ai făcut tot ce ține de tine pentru ca relația să fie frumoasă, să, să ofere împlinire, să ofere siguranță și nu o faci pentru celălalt, Că da, de ce să fac eu asta? Ce, e datoria mea? Nu i datoria ta, dar binele relației îți oferă ție bine. O faci pentru tine. Oferă-i celuilalt ceea ce tu vrei să primești. Oferă încredere, oferă iubire, compasiune, înțelegere și mai departe. Putem vorbi despre cauzele și motivele pentru care apare infidelitatea în cuplu? Cred că ne-am face mai o bine înțelese să vedem, să desfacem de la rădăcină ceea ce duce către această infidelitate, către să te întreb mai degrabă ce se întâmplă înainte ca să înșeli. Și cred că este foarte important asta. Sigur. să Încercăm să facem um, categorii, că până la urmă mm -hmm. înșelatul este foarte subiectiv. Trebuie, fiecare cuplu trebuie întrebat ce înseamnă pentru el a fi înșelat, cum trăiește el faptul că a fost înșelat. E foarte subiectiv. Trebuie, trebuie văzut universul cuplului și indivizii din cuplu. Trebuie să înțelegem că înșelatul este un, un act prin care se iese din spațiul relațional, pentru că ceva se întâmplă acolo. Greu de suportat. Exact, chiar. exact. Da. Și persoana nu găsește în cuplu ceea ce are nevoie. Dar mai este ceva. Este și un act prin care o persoană fuge în asta cu ceea ce îl deranjează. Și în loc să rezolve personal și în cuplu ceea ce se întâmplă, atunci preferă această alternativă de multe ori mai ușoară. Da, ai spus și tu că e complex și subiectiv trăit, pentru că dragostea din cuplu de multe ori e confundată cu foarte multe alte lucruri cu securitate financiară, materială cu ce zice lumea dacă divorțez sau uh, plec dintr-o relație împărăsesc familia adică e, e de uh, văzut universul uh, individual care contribuie la aceste alternative sănătoase Exact. Pentru relație. Să nu uităm că avem și presiunea socială, Da. avem presiunea religioasă, Da. chiar și juridic. Și juridic. Uh, da. Cumva unii sunt mai înțeleși decât ceilalți. Dacă soțul înșală și merg în instanță, din star femeia are un plus. Exact. Sau invers, că nu vorbim doar de bărbați <coughs> sau femeie. Statistic există diferențe, dar noi vorbim aici despre a înșela, indiferent de, da. de gen. Uh, iar legat de motive. Bun, și înșelatul să delimităm și aici, că poate fi o înșelare emoțională, da? Și un înșelat din motive intime. Uh, adică, o faci și pentru că nu te simți văzut, validat acolo? Poate ai și o stimă de sine scăzută și simți nevoia altfel să te ridici? Sau nu ai anumită satisfacție, cum ar fi satisfacția, satisfacția sexuală, sau poate e doar un strigăt de ajutor al tău ca celălalt să te observe? Sunt două aspecte. Da. Aspectul ce înseamnă a înșela. Că putem să înșelăm sexual. Da. O noapte, într-un hotel, te duci cu altcineva. Poți să înșel uitându-te la filme porno. Da. Poți să înșeli uh, video chat, persoana nu este în față, dar totuși este o persoană cu care uh, ai o dinamică. Da. Nu este ca și cum te uiți la o revistă. Da. Poți înșela uh, trimițând texte unui coleg. Sunt foarte multe, multe aspecte. Ideea este ce înseamnă pentru cuplul respectiv a înșela, exact. care sunt limitele, exact. ce este acceptat pentru ei sau nu. Ok, pentru mine nu e accepta să mă înșel sexual sau pentru mine nu e acceptat să vorbești cu cineva într-un mod erotic. Că, de fapt, nu este actul, este dorința erotică din spate, cum te face să te simți, ce trezește în tine acest act. Și aici este mult despre ce înseamnă a înșela da. pentru fiecare. Da. Celălalt aspect, de ce înșeli, Cred că nu este doar legat ce nu găsești în cuplu, adică înțelegere, siguranță, asta, în mod special statistic vorbim pentru femei, sau um, acea dinamică erotică din cuplu și plictiseală, când vorbim despre bărbați, doar statistic, nu înseamnă că este. generalizăm. Cred că este o combinație este ce, între ce nu găsești în cuplu și ce se întâmplă în interiorul tău, ținând cont de istoricul tău de viață. Pentru că este foarte important maturitatea ta emoțională, ce ai primit și ce nu ai primit în trecut, astfel încât să poți să gestionezi situațiile prezente. De exemplu, la o categorie putem să încadrăm ca și motive oportunitatea. Pur și simplu ți-a evit ocazia și nu te-ai gândit la consecințe. Și te gândești, ok, ești om matur, ești adult, cum de nu te gândești? E simplu. Dacă te duci în profunzime, în istoricul lui de viață sau al ei, o să găsești că pentru el a gândi cântări consecințele nu este ceva, nu e o normalitate. Noi așa ar trebui. Ar trebui multe în viață, dar realitatea este diferită. Lucrurile se întâmplă. Sau, situațional, alcool, droguri și așa mai departe. Faci ceva ce în mod normal nu ai face. E sub influența alcoolului și înșeli. Iarăși, Poate nu este ponderea cea mai mare să vină din cuplu. Vine din dinamica ta interioară. Vine din rănile tale, din cum tu faci față frustrărilor și ce mecanisme ai. Repet, e o combinație de factori, de factor personal și ce se întâmplă în dinamica ta de cuplu. Ce găsești, ce nu găsești. Și că tot întrebai de cauze, sunt, repet, personale. Dar am putea să facem. Așa categorii să ne fie mai ușor. Cele mai întâlnite ar fi că în cuplu o persoană nu găsește uh, să-și îndeplinească nevoile emoționale sau fizice. Este bine în cuplu, dar, de exemplu, nu se simte împlinit sexual și doar pentru partea asta merge în altă parte sau validare și creștere, creșterea stimei de sine. Pentru că nu primește asta în cuplu, se duce în altă parte unde să simte important sau văzut. Și pentru un moment, temporar, îi se validează um, stima de sine, îi se crește. Cum am spus, oportunitatea, mai există teorii legate de evoluția biologică, legate de faptul <coughs> că există o bază biologică pentru a înșela, legată de dorința de a diversifica genele. E o teorie, și mai există, iarăși, frica de angajament, și atunci faci astfel încât să produci această ruptură în relație, să-ți asigure ție această detașare. Sau ieșire chiar. Mm -hmm. Și îți e teamă să o deschizi, asumat cu partenerul, sau folosești aceste exituri din relație ca tu de fapt să vrei să ieși cu totul din relație la un moment dat și faci în așa fel încât partenerul să afle. Exact. Pentru a gestiona într-un mod sănătos, întrebarea de ce uh, nu s-a despărțit și a înșelat? Mm -hmm. E simplă, e logică. Nu putem să spunem că nu are logică și e adevărată. Numai că nu e atât de simplu pentru că de multe ori există beneficii mai mari în asta, în relația respectivă și, cum spuneam, și doar din altă parte, sau există, este o normalitate pentru cineva să înșele, pentru că asta a trăit în familie, da. pentru că atât poate emoțional, pentru că nu știe altceva. Iar ce spuneai tu mai devreme de a găsi alternative presupune o conștiință, o prezență, o maturitate cognitivă, emoțională destul de mare, să fii conștient de ce se întâmplă cu tine, să fii conștient ce nevoi ai și să poți să mergi cu toate astea în cuplu, să le discuți și nu e discuția în care tu țip, eu țip. Este eu vorbesc, tu mă asculti, eu te ascult pe tine, ce produci în tine, ceea ce eu spun și așa mai departe. E un dialog diferit, e un dialog matur, asertiv. Și nu există, nu este o normalitate pentru noi de a avea acest tip de dialog. Ce nevoie ai tu, ce nevoie am eu, să le negociem, să vedem cum ne întâlnim la mijloc. Mm -hmm. Ai zis anterior că... Este necesară o gândire cumva, nu critică altfel ai spus, dar o gândire matură și să mă întreb înainte, oare ce mă face să mă duc către astfel de alternative de înșela, da? Ai putea să ne dai câteva exemple de întrebări sau modalități de a, mă, de a ne explora sau persoanele care să înșele, să se exploreze înainte de a face actul acesta de a înșela, să-i ajute, practic, și să rămână cu o resursă din acest dialog al nostru. Sunt modalități. Sunt. Sunt multe modalități. Presupune un act de maturitate din partea ta să faci ceva. Și cred că aș putea să vorbesc ce m-a ajutat pe mine. Da. Ca așa mai luăm două emisiuni doar ca să vedem ce putem să facem. Da. Pe mine m-a ajutat în primul rând să terapia personală. Da. Și să înțeleg lumea mea interioară, cu ce am venit eu în această relație, în căsnicia mea. De exemplu, mama mea era o persoană foarte harnică, iubea curățenia, dar asta presupunea din partea ei și um, să românește să tea cu gura pe tine, spală vasele, nu lăsa în chiuvetă, să nu dai pe jos, era foarte curată în casă, dar era și obositor. Eu am preluat de-a lungul timpului acest, această, acest mod de a fi, acest tipar comportamental, fără să știu de ce. Îmi plăcea curățenia și la fel la mine acasă. Făceam curățenie, eram atentă, dar când soțul, din greșeală, că e om, noi suntem oameni, greșim, îi scăpa ceva din mână. Eu eram foarte atentă și mă, mă trigăruia foarte, foarte repede. Eu interpretam că are ceva cu mine. Că eu fac curat mm -hmm. și el, pentru că a dat o frimitură pe jos, înseamnă că nu mă apreciază și nu apreciază ce fac. Și spuneam, că nu mai da pe jos, fii atent, dar nu mă gândeam niciodată ce o să producă asta în el. Că poate cicălitul meu o să spună că el nu este bun de nimic, să, să fie tot timpul un alertă dacă face bine, dacă nu face bine. Nu m-am gândit la început. După care, în anii mei de, de, de analiză, am zis, ok, asta sunt eu, de ce sunt așa? Îmi place sau nu-mi place? Îmi place curățenia, dar cu ce riscuri și cu ce uh, consecințe ce produc în partenerul meu. Am discutat și după care am ajuns la mijloc. Mm -hmm. Și el a ținut cont cât a putut, dar și eu în momentul în care am văzut că s-a întâmplat ceva, n-am mai sărit cu gura pe el. Impactul emoțional n-a mai fost mare pentru niciunul dintre noi. Am ajuns acolo să ne înțelegem. Întrebarea este, unde ajungeam dacă eu continuam așa? Nu era și contribuția mea acolo, dacă el l -am dat spunea m-am săturat. Eu aud de la tine... Că ă, acest mod al tău de a fi și de a-l critica pe el, nu? Mm -hmm. îl, îl îndepărta de exact. tine, da? Și acest mod al tău de a fi îl impactează pe el, iar el, din experiențele lui de viață nemai simțindu-se uh, înțeles, validat, văzut, apreciat, apreciat da? poate uh, să opteze pentru diverse acțiuni care ar putea afecta în timp relația. Ca un, exact cum ai făcut, un sumar, eu făceam ceva da, în și... cuplul meu pentru că aveam un istoric de viață. Da. Aveam niște tipare comportamentale, aveam niște răni. Da. Și atunci eu mă comportam în relație cu el fără să mă gândesc ce suferințe produc în el. El având alt istoric de viață, pentru el poate nu era la fel de important și normal ca pentru mine acea curățenie. Și atunci poate el nu înțelegea de ce pentru mine era important să fac curat. Și atunci eu veneam cu un bagaj, îl puneam în act în dinamica din cuplu, produceam răni în partenerul meu, și de aici pot fi diferite consecințe. Da. Dar dacă eu m-am dus și am analizat ce se întâmplă cu mine, care e bagajul meu emoțional, m-am dus să repar istoricul meu de viață și m-am dus în cuplu să dialogăm, să ne înțelegem care sunt nevoile mele, care sunt nevoile lui și cum să ne întâlnim la mijloc, atunci ne am început să ținem cont unul de celălalt. Deci, această modalitate de a răspunde dinamicii relaționale, adică a înșela partenerul, are o cauză și ceea ce vedem noi ca simptom, de fapt, e de fapt cauza uh, deteriorării relației și nu doar cel care înșală poartă, să zic, în ghilimele, o vină în totalitate, ci și celălalt contribuie la această dinamică. Sună greu de acceptat, dar adevărul acesta este. De asta cuvintele tale, acelea de a ne asuma, a fi conștienți, îmi răsună și acum în urechi și sunt atât de grele de <laughs> digerat și de uh, acceptat Că fiecare partener în relație are o contribuție pentru ceea ce înseamnă înșelatul sau trădarea sau... Sau suferința în suferința cuplu în sau cuplu. ruptura din cuplu. Mm -hmm. Așa este. E greu de acceptat că și cel înșelat nu poate... N-aș vrea să vorbim despre vină, mm. dar... Are o contribuție, o contribuție nefavorabilă. Exact. Și nu da. vorbim în egală măsură, nu-i despre asta, că suntem la fel uh -huh. responsabili. Există contribuție comună pentru binele relației sau da. pentru destrămarea relației. Pentru că așa este. Înșelatul este doar un simptom. De fapt, da. trebuie să ajungem la cauză. Causă. De ce am ajuns să facem acest lucru? Putem ierta partenerul? După ce ne-a înșelat? Sau ne putem ierta între noi? Pentru ce, ceea ce se întâmplă între noi în cadrul relației? Putem continua sau alegem conștient că relația nu ne este benefică? Cum putem trăi cu astea? Părerea comună când auzi pe cineva că a fost înșelat? O să vină toată lumea să spună: părăsește-l, părăsește-o. Uh -huh. S-a întâmplat odată, se va întâmpla și așa mai departe. Nu ne ajută la nimic a ne da cu părerea legată de, de relația uh, celorlalți. Eu cred că o, o, o infidelitate nu înseamnă neapărat ruperea relației sau divorțul, că trebuie să ajungi neapărat la divorț. De multe ori, o infidelitate poate ajuta cuplu să-și înțeleagă nevoile și să crească. Și să formeze un alt tip de relație. De multe ori, infidelitatea ajută la creșterea indivizilor, să se înțeleagă ei mai bine și poate, într-un final, aleg conștient să se separe, dar nu cred că un divorț, fără o analiză în profunzime, fără o creștere personală, este soluția. Voi merge mai departe în relația următoare cu aceleași probleme și. Oricum, stima de sine este afectată atunci când ești înșelat, dar nici divorțul nu ajută. Faptul da. că ai divorțat, nu ajută la stima de sine. Și atunci e mai bine să-ți să asumi ce s-a întâmplat, să analizezi, să mergi în profunzime, să vezi ce simți legat de asta, cum trăiești tu faptul că ai fost rădat emoțional, cum trăiești tu emoțional, faptul că ai înșelat? De ce? Și mai departe, după ce toate astea au fost puse, au fost puse pe masă, poți să iei o decizie conștientă. Ce să faci mai departe în drumul tău sau al vostru? Așa este. Terapia de cuplu se referă la relație, dar și la a lua o decizie dacă acest împreună mai funcționează și cum funcționează pe viitor. Terapia de cuplu ajută cuplul da. Îl, îl poate ghida să se descopere, să treacă, să ierte. La urmă e vorba și de iertare, de a găsi din nou intimitatea, siguranța, respectul, dar și terapia individuală. Ambele stofor, sunt forme foarte bune de a ajuta persoanele și cuplurile. Mulțumesc, dragă Elena! Te aștept cu mare plăcere și cu o altă ocazie. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Vă aștept cu drag pe curând!